Cătălin Moroșanu a crezut că a scăpat de necazuri când a plecat din Asia Express, dar a căzut din lac în puț. Minte cu sos, cât bos. Dar nu praștia lui Neamărin sau nu iaua i-au dat de furcă luptătorului, ci vasele murdare. Nu m-a plăcut niciodată să spăl vase, pe bune vă zic. Eu care sunt Maita Moroșanu, luptător cheuan, spăl vase. Nu eu cheam, înțeles că luptătorul meu spălă vase. Dar să spiri și vase la o pensiune, la un restaurant, atâtea vase, te ia naiba. De vase. 1 milion, 1 catralion de vase. Ce am, cum am jurat? Nu-i nicio problemă. Eu tot timpul înjur. Urăsc vasele. Urăsc tot ce înseamnă bucătărie. Acasă nu spăl vase. Dacă mă vede soția mea, îmi tai gâtul. Și eu prefer să nu mi se taie gâtul. Luptător de K1, Moroșanu era cât pe ce să fie făcut knockout. Ce vrei? Ce vrei de la mine? Ce vrei? Nu mă dau la femeie ta, stai liniștit, n-am. Nu-ți fac nimic, că abia azi colegul. Stai, ce vrei? Vezi că se ceartă. Mă, ești nebun? Aveam așa o senzație că tot timpul fatica s-a regardul și vrea să mă provoace la bătaie. Hai, nu încoace, ești becher? Ha? Păi, poate mă pișcă în față. Ce vrei, mă? Ce? Bă, dacă îți dau o furcă în cap, bă, te mănânc, bă! Bă, te mănânc, vreau încoace, bă, vreau încoace! Vreau încoace! Bă, m-am mâncat așa din mor! Ce, mă? Vreau încoace, vreau încoace! Vreau încoace, vreau încoace! Mamă, dar vezi că are viteză! Poate că cea mai amuzantă poveste abia acum începe. Neamărin a organizat la restaurantul lui un parastas, iar Moroșanu și Margherita au fost pe punctul de a-i strica toată munca. Suntem serioși sau rude? Serioși, să rămână. Ce faci, mă, Margherita? Mă, iar mă te aranjez. Știi că suntem la parastas, mai suntem pe cucerești. Și că ești la parastas, dar... Și vezi că Neamărin nu poate să-mi facă nimic acum, nici să mă bate și nici să mă drăguie. Dar pe cine mai așteptăm? Bine, părintele. Pe boss, level 50. Level 50. Să vină popa să citească. Poți să-i spun să facă și o citire de dezlegare de foară, merge blesteme, să mă mărit și eu. Poți să-i spun? Păi da, dar trebuie să te bași sub patra firului. Te bași sub patra firului. Să fac asta, să o iei. Nu, ești nebună, poți să faci așa. Păi de-aia te întreb. Aleluia, aleluia, aleluia. Mă, deci n-am văzut în viața mea, frate, o întreagă nebunie. Deci părintele erau frate de Dumnezeu acolo, că făcea numai din privire, enureașele citeau. Ce trebuie să facă? Să deschide sticla, să mute colacul, să aprindă lumânarea, să facă aia. La un moment dat se uita și la dascăl și făcea semnul ăla. Vezi, trecea următoarea, da, hai. Top. Și mă mântuiește. Știți situația în care te apucă criza de râs în cele mai nepotrivite momente? Atunci s-a întâmplat să mă apuce vine criza de râs, frate. Toți erau, uite așa, smeriți, Neamărin era smerit. Când am simțit că îl bunește râsul, m-am uitat și la fis un pic și pe ăla îl bunea râsul și îmi se pleacă. Am ieșit în bucătărie. M-am bucat râsul, frate, tot timpul când vă lumea serioasă. Dacă mai stătea câteva secunde, râdeam toți. Râdea și Neamărin și Margherita, sigur, 100% râdeam toți, că n-aveam cum să ne abținem. Era liniștea aia, ei cântau. Mă, ce cuvinte la Neamărin, frate, nu știa nimica. Făcea cruce, făcea și o cruce, toți erau cu mință acolo. Frățul era cu mință și... S-auzea râsul lui din spate. Dacă râdea ăsta mai încă câteva minute, m-a luat și pe mine râsul. Și a zis, bă, trebuie să fiu serios, să uite lumea la noi, râdem aici. O să zic eu, popa, că râdem de el, Doamne, iartă-mă. Nu-i rușine să mă duc să pară. Du-te-mă afară. Dar du-te-mă dacă nu mai poți să stai, du-te de aici. Păcătos, nu? Să-mi fie rușine.